Silvia Stroescu vine astăzi din Dominicană. Cea care își va roa la revedere de la colegi imediat e Silvia Stroescu. În direct de la aeroport avem primele reacții ale gimnastei după eliminarea de la exatlon. Cristi Pulhac este noul Gianni Chiriță de la exatlon. Raluca, soția fostului fotbalist, comentează prestația de până acum a faimosului. Bonus, imagini exclusive de la nunta de lux a celor doi. A dat cariera de model pentru muzică și sport, iar acum își arată aptitudinile la exatlon. Mic avans pentru Ciprian, e un traseu extrem, extrem de dificil. Familia lui Ciprian Silașin ne-a povestit totul despre el. A fost un năzdrăvan, fără pereche, Ciprian. Cel mai afectat de plecarea războinicului este fiul său în vârstă de 7 ani. Puștiul îi simte lipsa și plânge în fiecare seară. Îl iubesc. Imagini exclusive vedeți imediat la Fan Arena. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Fan Arena și astăzi avem, ca de obicei, o emisiune plină de subiecte fervinți, dar mai ales reacții în exclusivitate. Vom discuta, evident, cu Vladimir, dar și cu cele două invitate speciale de astăzi, Diana Bulimar, fostă concurentă în primul sezon Exatlon, și Raluca, soția faimosului Cristi Pulhac, despre ultimele evenimente din cadrul celui mai urmărit show de televiziune, evident, Exatlon. Vladimir! Bine ați venit, fetelor, în primul rând. Bună. Sunt focusată pe tine pentru că am o întrebare extrem de... Dar înainte să-mi pui întrebare, o să spun că mai avem un invitat. Surpriză, momentan nu pot să spun, dar o să vezi, o să mai apare cineva. Eu nu știu despre cine e vorba. Da, tocmai am aflat. Mi-ai făcut o surpriză? Să știi că aș putea spune că ție ți-am făcut o surpriză. Îmi place mult colaborarea cu tine, Vladimir. Și să trecem la întrebare. Sunt tare curioasă, ce crezi tu că simte în acest moment Silvia Stroescu, care astăzi se întoarce în România? O fi bucuroasă de întoarcere sau, dimpotrivă, o fi un pic tristă pentru că a plecat? Judecând după performanța pe care a avut-o la ultima probă, eu cred că s-a cam bucurat că vine acasă. Cred că este mulțumită că s-a terminat. E posibil ca ceea ce a găsit acolo să nu fie exact ceea ce se aștepta să găsească. Uh-huh. Tu ce zici, Diana? Sincer, cred că e greu să ieși chiar primul dintr-un concurs. Cred că toată lumea s-a ferit de asta. Probabil a fost foarte greu, de aceea cred că nici nu prea a tras pe traseu. Asta e părerea mea. Am văzut-o mergând doar, ca și mulți alții, dar cine știe ce-o fi fost în sufletul ei. Ai văzut-o mergând doar ca și mulți alții care au văzut-o mergând? Vezi cum imediat prinde nuanțele și te rog acum dezvoltă. Cine mai merge pe traseu? Deci, nu mă pot pronunța, pentru că nu mă pot pronunța. Vreau să spun că traseele mi se par mai lungi. E clar, mi se par un pic mai grele și ei sunt la început. La fel s-a văzut și cu confruntarea cu America. S-a văzut că le-a fost foarte greu și cât de rapizi au fost ei față de noi. Nu spun că noi am fost foarte extraordinari în prima săptămână, dar parcă totuși n-au adrenalina aia. Dar cine știe? Voi vrea să discutăm pe îndelung despre aceste subiecte în emisia de astăzi, dar până una alta chiar sună răbdătoare să văd ce se întâmplă în acest moment la aeroport, acolo unde este prezentă colega noastră Mădălina Lambrinoc, care cred că o așteaptă pe Silvia. Nu, Mădălina, ce faci? Ilinca, Vladimir, doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit tuturor! Încă de la început vreau să vă spun că acest loc este unul cu totul și cu totul deosebit. Și nu pentru că pe aici trec anual milioane de pasageri, ci pentru că fix de aici v-am transmis în exclusivitate dumneavoastră, telespectatorilor Canal D, cele mai puternice emoții, cele mai sincere îmbrățișări și uneori lacrimi, dar atenție, de bucurie. Rând pe rând am întâmpinat fiecare concurent eliminat de la Exatlon. Am trăit cu el cele mai puternice sentimente. Iată că de această dată a venit și rândul Silviei Stroescu, prima eliminată din Exatlon sezonul 2. În acest moment pot să vă spun atât. Aeronava în care s-a aflat Silvia a aterizat de aproximativ un sfert de oră. Cel mai probabil ea se află la controlul documentelor. Urmează să își ia bagajul, dar atenție, pot să vă asigur că nu vine doar cu un bagaj fizic, ci și cu unul emoțional foarte, foarte substanțial.
Deocamdată aici nu a venit încă nimeni dintre apropiații Silviei să o susțină. Avem o surpriză pentru ea, însă așteptăm din clipă în clipă. Cel mai probabil vedeți în spatele meu niște porți, acelea sunt porțile pe care din moment în moment Silvia va păși din nou acasă. Dacă are sau nu regrete, dacă ar schimba ceva în ce a făcut acolo la Exatlon, aflăm imediat. Rămâneți alături de noi! Abia aștept, Mădălina, să văd care sunt reacțiile Silviei, abia aștept să o văd pe ea și abia aștept să văd cine o întâmpină cu bucurie pentru că s-a întors acasă, apreciind-o în egală măsură pentru efortul pe care l-a depus acolo în Dominicană. Eu chiar sunt curios ce o să spună, pentru că știi și tu cum e pe drum, când ai timp să te gândești, la... este ca și cum ai ieșit din filmul ăla și poți să fii din nou tu. Și acum probabil a avut suficient timp cât să-și dea seama ce i s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acolo și chiar să ne spună de fapt cum au stat lucrurile. Ce a fost în sufletul ei? Da, pentru că semne de întrebare sunt extrem de multe vis-a-vis de traseele pe care le-a parcurs acolo, de și de starea ei de acolo. Exact. Sunt tare curioasă, așa că vă invit și pe voi să rămâneți alături de noi dacă sunteți la fel de curioși și știu că sunteți, pentru că Mădălina este acolo și o va prinde pe Silvia exact când va păși după porțile de la sosiri din aeroportul internațional. Și apropo de tot ceea ce se întâmplă acum, în momentul de față la Exatlon sezonul 2 și făcând o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în sezonul 1, voi gimnastele faceți furori cumva și vedem o imagine extrem de frumoasă a tot ceea ce înseamnă campioane olimpice, pe de o parte tu care ești și astăzi prezentă în platou, dar pe de cealaltă parte și colegele tale, Monica Roșu și Silvia Stroiescu, care iată a fost și eliminată. Noi am făcut un material extrem de interesant cu o comparație fabuloasă între cele trei gimnaste campioane mondiale. Hai să-l urmărim! În primele trasee din primul sezon, Diana Bulimar a avut un parcurs excelent. Concurenta faimoșilor a demonstrat că are abilitățile unei adevărate campioane olimpice și a adus puncte în cele mai importante momente a echipei sale. Puțin mai greu acum pentru Diana Bulimar, mai mititic așa Diana, dar foarte vânjoasă și extrem de motivată. Avantaj pentru Larisa, jumping fetele, Bulimar și Anca Surdu. Să vedem, va fi 9 la 6, punctează Bulimar finalmente, punctează Bulimar, adună un cerc, nu se lasă Anca, Anca respiră, ratează și ea, 3 ratări, Bulimar mai trebuie să mai așeze un singur cerc, doar unul, Bulimar, uluitor, revenire pentru faimoși. Scorul devine 8 la 7 în favoarea războinicilor. În probele din cel de-al doilea sezon de până acum, Monica Roșu și Silvia Stroiescu nu au arătat determinarea de care a dat dovadă Diana Bulimar. Silvia a părăsit deja concursul. Monica încă mai are timp să schimbe această impresie. Ajunge și Monica Roșu. Vă reamintesc, scorul e egal, e 8 la 8. Avantaj pentru Ara Odvoș, pentru prima oară pe traseu. Aterizează în apă dezechilibrată, iese tot dezechilibrată și Monica Roșu. Probleme și pentru Monica Roșu. Iese până la urmă Simi, iese și Monica. Ultimul obstacol, urcare, coborâre, urcare din nou, ajunge și Monica. Greu de trecut prin acea porțiune. Sunt 35 de centimetri în care trebuie să se strecoare. Admirabilă și Silvia, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată. Nu cedează nici Silvia. A trebuit să urce din cauza faptului că e mai mititică, câteva, să le spunem, trepte pe plasă mai sus. Împinge prima Lili, împinge și Silvia. Pășește foarte greu Silvia din cauza acelei accidentări la gleznă. Să vedem dacă va avea puterea să ducă la capăt, așa cum a făcut-o în sala de gimnastică. Ce le lipsește fetelor? Ce ai avut tu și le lipsește lor, Diana? Nu știu, asta vorbeam și cu Vladimir. Cred că pasiunea de a dori să câștige. Nu știu, parcă mergeau, pur și simplu mergeau pe traseu în loc să strige, să tragă de ele, exact ca în concurs, exact ca și în concursul de gimnastică. Și aici am eu o poantă bună. Anul ăsta traseele nu sunt mai lungi, doar par mai lungi, fiindcă durează mai mult să termine concurenții. Uleu! Eu cum mă lepim? Nu! Adică voi vă mișcați mai repede pe traseu decât se mișcă actualii concurenți. Da. Nu știu dacă... Nu știu, nu neapărat. Uitându-mă nu... acum la imaginele astea, tu ai văzut cum se arunca ea, ai văzut că avea disperarea aia, avea... Pot să spun că nu știam să sar cap? Acum pot să spun în direct că mie mi-e frică să sar cap?
Adică să sare în apă. Se vedea, sare în apă. Nu era niciun secret, dar tocmai asta era frumos, că tu neștiind, fiindu-ți frică, te aruncai ca disperată și nu țineai cum, nu mergeai între cele da, două. Da, păi, cred și că asta. Ele ce fac acum? Se protejează de eventuale accidentări? Probabil. Nu sunt obișnuite cu traseele? Le e greu să se acomodeze? Probabil. Prima săptămână e cea mai grea, asta e clar, dar nu înseamnă că nu trebuie să riști. Mai ales că la ele momentan este cu proba eliminatorie sportivă. Nu e de acasă, nu e dacă a plăcut-o publicul sau nu e clar. Probă sportivă trebuie să tragă de ele, trebuie să se obișnuiască cu traseele și să știe ce au de făcut. Adică, plus okay, că... te menajezi, dar da, plus că s-ar să te menajezi atât de mult încât să pleci acasă. Încă o chestie, ele au văzut la unde merg. Noi nu știam unde mergem. Noi ne-am dus cu capul înainte. În ianuarie noi am plecat în Dominicană. Dar să ele... ne bronzăm. Noi chiar asta am crezut, că mergem să ne bronzăm. Dar ele știau la ce se înhamă. Adică aveau cumva lecția învățată. Da, exact. Au știut unde merg. Știau că le trebuie forță, rezistență. Nu știu ce e în capul lor. Nebunie. Eu da, cred că de fapt asta le lipsește. Nebunia. Da. Pe de cealaltă parte stau să mă gândesc cât de mult contează faptul că atât Monica cât și Silvia sunt retrase deja din activitatea sportivă de foarte multă vreme. Vorbim de 10 ani, poate da, și mai mult de zile? Am mai avut discuția asta cu cineva care m-a întrebat, tot așa aplicase pentru emisiune și mi-a spus de ce a luat-o pe o fată care nu știa să înnoate când știa unde merge. Adică locul acela putea fi al cuiva, dar a acceptat să meargă așa știind că nu știe să înoate și totuși s-a aruncat în apă, a pierdut un punct. Am vorbit despre asta, uite, de exemplu am avut o explicație și anume faptul că a fost anunțată cu doar cu o săptămână înainte că va fi luată acolo. S-a dus, a aplicat și avea cu o săptămână și în săptămâna aia n-a avut timp să înoate, să învețe să înoate. Da, sunt tot felul de explicații, dar și eu m-am gândit la aceeași. Da, adică știi la ce te înhami. Și toată lumea s-a întrebat. Exact. Accidentările sunt importante, adică în momentul în care te-ai accidentat, te gândești foarte mult la durerea pe care o simți sau poți să treci peste, te văd că negi, Vladimir. Când te accidentezi, nu, nici măcar nu știi ce ți-a întâmplat, abia asta... după ce termini la vreo două minute, bine, depinde și cât de grav e. Depinde cât de grav e, unul la mână, doi, chiar vorbeam cu Raluca, ne-a întrebat că văzuse... că este tot zgâriat și ne-a întrebat dacă noi eram zgâriați și am zis că da, dar nu le simți pe traseu, ești acolo tot adrenalină, numai să-ți iei punctul și nu simți. Pe lângă asta, nu doar că nu simți, dar ajungi la un moment dat să te mândrești da, cu cicatricile alea. Adică, serios, uite, mi-a rămas pe genul, sunt semnele mele, dar acum sunt amintiri mai frumoase decât astea. Uite, de exemplu, asta știu exact la de ce meci a fost la meciul cu Mexic, acolo când am avut, când trebuia să mergem pe o bârnă și am ajuns la 9. Am luat bătaie cu 10-9. Asta de acolo este. Ce amintire mai frumoasă vrei? Eu știu. Deci nu trebuie să te plângi, trebuie să îți porți amintirile astea frumos. Cu mândrie, așa e. Raluca, cum arată Cristi? Apropo de vânătăi, apropo de bătaia asta pe teren, el intră cu delicatețe sau intra în momentul în care era și el în activitate la adversari? Nu intra cu delicatețe, de fiecare dată se accidenta, adică l-am văzut cu semnele acelea și în fotbal, numai că acum parcă mi s-au părut mult mai grave, după abia o săptămână de stat acolo. Nu mi-a venit să cred cum arătau tibiile lui, dar... pentru el, cu siguranță, nu e o problemă și va trece peste. Este obișnuit cu loviturile și cu... În prima fază mi s-a părut destul de liniștit în primele două zile. Parcă nu l-am recunoscut. Era destul de calm, de liniștit. Retras. Da, timid, retras. El nu este deloc așa. Dar deja în cele mai recente emisiuni a demonstrat că poate din ce în ce mai mult și s-a văzut clar o evoluție a lui. Probabil trebuie să se obișnuiască cu atmosfera, cu colegii, cu tot ce este acolo, dar este totul spre bine și asta mă bucură și am foarte mare încredere în el că va reuși. Ești, clar că ești implicată, dar ești disperată în momentul în care începe exatlonul? Cum vezi meciurile? Zi-mi pregătirea pentru meci. Sunt foarte, foarte tensionată. Eu am urmărit exatlonul și data trecută și oricum eram în tensiune. Ne uitam și eu și Cristi. Cu cine și am cu cine ținut, am ținut cu faimoșii. Bine. Da, și eram foarte mare tensiune la fiecare probă, la fiecare și chiar mă gândeam momentele acelea, Doamne, dacă ar fi Cristi la televizor, eu n-aș rezista să mă uit de acasă. Cred că aș plezni de nervi. Și acum chiar este greu. Este și frumos când câștigă, este o bucurie enormă în suflet. Chiar am fost la Constanța în weekend și m-am uitat cu toată familia și cu părinții mei și cu sora mea și eram cu toții, săream în sus, erau cât pe ce să câștige. Dar ai plâns?
Am și plâns. De când a plecat, am plâns foarte mult pentru că lumea a venit să cred că noi chiar nu avem voie să vorbim. Eu mă gândeam... Încă mai sunt oameni care nu cred că e așa cum se vede. Exact. Da. Toată lumea mă întreabă, dar tu chiar nu vorbești cu el? Dar chiar e pe bune? Și da, eu de aproape de două săptămâni nu mai vorbesc nimic cu el. Adică mi-a spus că a ajuns în Dominicană, că e tot ok și atât. De atunci care nu mai știu nimic. Mă mai uit pe telefon, când îmi sună telefonul, mă gândesc dacă e totuși el, dar nu. Nu sunt șanse și am înțeles că nici nu or să fie, doar poate că atunci când câștigă probele, anumite de comunicare, Diana, să vorbesc cu el. Tu ce sfat le-ai da fetelor care sunt acolo să reziste cât mai mult? Mă refer acum la sfaturi care țin de sportivitate și de integrare în grup. Eu am primit un singur sfat înainte să plec, să fiu eu. Am fost eu, amuzantă, cred, cu voi, nu știu, sarcastică. Am fost sarcastică și amuzantă, Vladimir, tot timpul. Ce sfat le-aș da? Nu știu, să se integreze. E clar că 3 luni de zile nu poți să stai cu un om fără să te înțelegi. Eu știu cum e să te cerți într-o echipă și să nu te bage cineva în seamă o săptămână. Trebuie să-ți dai seama dacă greșești, dacă faci ceea ce trebuie și mai ales să te motivezi în fiecare zi. Și din punct de vedere sportiv? Din punct de vedere sportiv, eu cred că așa pleci, trebuie să pleci motivat, adică pentru asta mergi acolo, să ai moralul sus, să fii cu echipa, să aduci cât mai multe puncte. Și să dai tot, pentru că dacă nu dai tot, s-ar putea să ajungi acasă și să-ți dai seama că ai regretul ăsta, că puteai mai mult și că uite, că ai avut șansa aia, a fost șansa ta și n-ai profitat de ea. Vreau să vă întreb pe amândoi, pentru că amândoi ați fost acolo, cât de mult te motivează foamea? Cât de mult te motivează condițiile? Din punctul nostru de vedere, cum am trăit noi sau cum trăiesc ei acum? Cum ați trăit voi pe voi, vă întreb. A fost rău, am fost rea, știu. Numai că noi chiar prima săptămână am trăit doar cu fructe. Noi, fetele, mai eram cum mai eram. Și când spunem cu fructe, nu spunem că aveam fructe să mâncăm. Nu, așa cum credeam noi când am plecat acolo. Bă, în cel mai rău caz, o să mâncăm doar fructe. Cât exact, de rău cât poate de rău să poate. Fie. Dar de alea, fructele alea, de fapt... Erau două bucăți de alea, atât. Și o banană. Care pe zi ce trecea era din ce în ce mai mică. Nu, ajungeam să ne gândim, bă, dar cel care face porțiile astea știe că face niște porții pentru oameni care doar cu asta se hrănesc, fiindcă dacă ar ști că oamenii doar cu asta se hrănesc, sunt sigur că n-ar pune cele mai mici banane existente în Republica Dominicană. Și degeaba căutai în plăsuța aia, oare nu e una mai mare? Ca nu să era nu vrei, dacă vrei să mai dau așa ceva din interior. Te rog, te rog. Tu știi cum este momentul ăla în care sunt 10 în echipă și vine plăsuța magică. Plasa cu banane. Și îți este atât de foame și vezi că e și hazliu momentul, dar este... Da, îți este atât de foame încât chiar dacă tu încerci să fii un domn, mă, te gândești cum să faci totuși care e mai mare, care e bucata aia mai mare, știi? Dar în același timp te gândești, dar faci calculul, bă, dar fetele sunt mai mici, ar trebui să mănânce mai puțin. Deci ai o grămadă de lucruri care trec prin minte, te simți și vinovat, te simți, știi? Și la un moment dat, după aia, mai sunt unele care au diferite defecte, zici, bă, dar nu contează, îl mănânc și pe ăla, mănânc buba aia, știi? Nu contează, important e că sunt calorii care îți vin. Despre asta este vorba și să vezi cum este, aia e prietenia, așa să câștigi prietenia, când, de exemplu, știi că vin două bucăți de ananas și una este mai mare, una este mai mică și tu i-o dai celui de lângă tine pe aia mai mare și așa câștigi prietenia. Tocmai despre asta vorbesc eu când spun că s-ar putea, dacă au multă mâncare acolo, să rateze cei mai frumos, pentru că alea sunt sentimentele cele mai frumoase. Știi? Când îi dai bucata aia mai mare celui de lângă tine și așa ai câștigat prietenia. Și totuși ne-am dat seama de un singur lucru, au avut dreptate, aveam fructe la dispoziție, cocotierii erau acolo, aveau fiecare 5 metri, ajungeam oricând la ei. O să aruncăm cu ea după. Da, Didi, du-te! Da. E clar că condițiile s-au schimbat, mă scuzați de cacofonie, e clar că simt cumva un regret în vocea voastră, amintindu-vă de ceea ce s-a întâmplat acolo. Astăzi eu sunt foarte încântată pentru că putem să discutăm cu Silvia Stroiescu, pe care o așteptăm din minut în minut să ne dea un interviu în exclusivitate, colegei noastre Mădălina. De asemenea, avem și foarte multe subiecte în exclusivitate astăzi la Fan Arena, materiale extrem de interesante, așa că avem multe de discutat astăzi. Silvia Stroiescu vine astăzi din Dominicană. Cea care își va roa la revedere de la colegi imediat e Silvia Stroiescu. În direct de la aeroport avem primele reacții ale gimnastei după eliminarea de la Exatlon. A
dat cariera de model pentru muzică și sport, iar acum își arată aptitudinile la exatlon. Mic avans pentru Ciprian, e un traseu extrem, extrem de dificil. Familia lui Ciprian Silașii ne-a povestit totul despre el. A fost un năzdrăvan, fără pereche, Ciprian. Cel mai afectat de plecarea războinicului este fiul său în vârstă de 7 ani. Puștiul îi simte lipsa și plânge în fiecare seară. Îl iubesc. Imagini exclusive vedeți imediat la Fan Arena.